Bună seara, bine v-am găsit la InfoSport, eu sunt Ciprian Crețescu și în această seară vă propun să vorbim despre șah, pentru că în aceste zile se află în România cel mai de succes antrenor de junior din lume, marele maestru Ramachandran Rameș, așa că am profitat de ocazie pentru a-l invita în studioul emisiunii, unde a venit însoțit de vicepreședintele Federației Române de Șah, marele maestru Alin Berescu, și de George Cătălin Ardelean, coordonator al loturilor naționale de juniori. Bună seara, domnilor, bine ați venit! Hello, Mr. Rameș! Hello! Bună seara! Spuneam despre marele maestru Rameș că este considerat cel mai de succes antrenor de junior din lume și asta pentru că este un adevărat creator de mari maestri. A dus șahul din India la cel mai înalt nivel pe plan mondial, iar unul dintre elevii săi, Pragnananda, tocmai a reușit o performanță senzațională. Calificarea în finala Cupei Mondiale de Șah după o serie de victorii de prestigiu, inclusiv asupra jucătorilor de pe locurile 2 și 3 mondial. Performanța lui Pragnananda a fost intens mediatizată în India și pe cele mai mari platforme de șah din lume, iar marele maestru Rameș, antrenorul lui, a fost extrem de solicitat pentru interviuri și comentarii. Și asta în timp ce se afla în România. Despre Cupa Mondială și performanța unică în istorie reușită de Magnus Carlsen, despre ascensiunea fulminantă a lui Pragnananda, despre motivul pentru care antrenorul său, Rameș, se află în România, vorbim în această emisiune în următoarele 50 de minute. Mr. Rameș, first of all, congratulations for Pragnananda. Did it surprise you in any way, his performance? Yeah, thank you very much. I would say it's a kind of a slight surprise. In the sense, Pragnananda, his dream is to become a world champion eventually. And we were hoping it will happen probably in 3 to 5 years from now. So we were in the meantime trying to make him a better player by giving him opportunities to play with very strong players in around the world. And he happened to participate in the World Cup, and to meet Magnus in the finals, he had to overcome many strong players along the way, like Hikaru Nakamura, who is the world number 2. And subsequently, he has to play against Arjun Ergasi, a very strong junior from India. And also, he had to beat Fabiana Caruana from USA, who is world number 3. And so we were not very sure that he'll be able to meet Magnus in the final, because he has to overcome all these 3 hurdles before that. But when he beat Hikaru, we felt we have very good chance, because he was playing very good chess and in good form. So we were very hopeful that maybe he'll be able to go to the finals, which happened eventually. And full credit to Magnus for playing a fantastic match and beating Pragnananda and became the World Cup winner. During the match, you were here in Romania watching with the Romanian juniors, which you are currently training. But we'll talk about this a bit later. First of all, I think you were very, very busy giving interview after interview. Do you know how many interviews did you give? Probably like in the last 3-4 days, I might have given anywhere from 50 to 75 interviews. It starts probably from 6 or 7 in the morning. I keep getting calls from India, from the journalists across different TV channels. We have TV channels speaking many languages in India. Alin, bănuiesc că atunci când l-ați contactat pe domnul Rameș, ați avut în minte chiar performanțele dânsului cu juniori ca Pragnananda și același lucru bănuiesc că vreți să realizați și voi aici în România. Bineînțeles, acesta e un vis deocamdată, dar nu se știe când o să începem să avem și în România astfel de copii care la vârste din ce în ce mai fragede să devină mari maestri, lucru pe care cu câțiva ani înainte cred că nici nu puteam să visăm. Desigur, noi, eu împreună cu Cătălin, cumva să spunem că îl monitorizam pe domnul Rameș cu mulți ani înainte de a fi chiar atât de celebru. El deja începuse în India o mișcare fantastică în ceea ce privește progresul copiilor de la vârste fragede, de la 12-13 ani deja obțineau titluri de maestri internaționali și mari maestri, așadar a fost oarecum un vis de-al nostru să-l aducem cumva în România și să pregătească copiii. În cele din urmă, cumva am avut norocul să se și întâmple acest lucru și nu putem decât să ne bucurăm. Avem chiar în aceste momente imagini cu Pragnananda, așa cum îi zic cei din lumea șahului, cu părinții lui, și veți vedea în câteva momente și imagini cu Prag și Rameș, antrenându-se împreună. Since when do you know Prag?
probably like when he was 7.5 or 8 years old, a very young kid. And the first thing that... These are the images with Prague and you training? Yes. Yeah, it's an amazingly talented child, very passionate about chess. And from the very young age, he knew like he wants to become a world champion. So he didn't have any doubts that he will make it. And that kind of supreme confidence, it's very rare to find in such a young child. And he also realized like he needs to work extremely hard to achieve this, because there are, he has to beat many strong players along the way, the best in the world, and to become a world champion eventually. So he has been working extremely hard, probably like anywhere from 6 to 8 hours every day. He's okay. A super grandmaster now. And we are hoping like in the coming 3 to 5 months, he should cross 2750. And then he will enter the top 10. And probably that's when the real journey will begin. Yes, it's magnificent but what you've done with Pragnananda. But he's not the only one that you have reached these kind of levels. You also have... How many grandmasters did you produce? Okay, I have... India, we have currently 83 grandmasters. And I've been coaching in the field like for like 25 years already. I started in 1998, so probably it's like 25 years now. I've worked with probably most of the grandmasters, at least half of them, I would say, at some point or the other in their career. And I've been coach for the Indian team for 12 years. So I've gone with the Indian team where we have the best players in India. So I work with Hari Krishna, Adiban, Pragnananda's sister Vaishali. She is India number 3, so she is right at the top. And she is also an international master. And she has been a national champion, world champion in many age categories. I am also working with one young girl, Savita Shri. She is 15 years old. And she is India number 4 among the women. And yeah, so there are many other children as well, among other girls. And let's not forget about your wife. Right now, she is watching us from... inside the studio. Yeah. She is also a former world champion at the juniors, yes? She was my first student. And the following year in 1999, she won the world under 18 championship. So that was amazing because we never expected like she will be able to do that, because she was not in the top 10 seeds, if I'm not mistaken. So when she did that, it was an amazing performance. And it got a lot of attention in the Indian media as well, because for the first time after Vishwanathan Anand, an Indian is winning at the world level. So, yeah, she was my first student, and that's how full credit to her for me being here. Magnus said right after he won the World Cup that he believes Prague to be one of the next contenders, probably the next contender for the world title. So it's that's coming from the maybe the best chess players from all time. Yes, definitely consider Magnus as probably the best ever chess player to have walked on this planet. And we hope there will be others who will be able to take the mantle from him. Să spunem despre Magnus că tocmai a cucerit Cupa Mondială de Șah. Este singurul trofeu care îi lipsea din palmares, un palmares absolut impresionant, unic în istoria șahului. Este de 5 ori campion mondial de șah clasic. Este de 4 ori campion mondial la șah rapid, de 6 ori campion mondial la blitz și este numărul 1 în clasamentul mondial începând din 2011 neîntrerupt. Este ceva absolut senzațional. El a renunțat la finalul anului trecut la titlul mondial pe care l-avea, a renunțat să-și mai apere titlul mondial. A ieșit practic din luptă pentru că cumva s-a plictisit de s-a plictisit să-l mai apere, nu? E corect ce spun? Da, ceva de genul acesta a fost și percepția tuturor, pentru că de atâția ani deține un titlu încât nu a mai fost interesant pentru el și probabil să încurajeze și pe ceilalți să se străduiască mai mult și în speranța de a veni cineva cu adevărat demn de nivelul lui și de o luptă cât de cât echilibrată. Probabil acest lucru așteaptă. Dacă nu mă înșel, a și pomenit acum ceva vreme că îl vede pe Pragnananda, unul dintre viitorii challengeri serioși pentru el.
și s-ar putea ca peste câțiva ani să imediat ce a cucerit acest ultim trofeu din, care îi lipsea din palmares, a scris pe Twitter ceva de genul șahul rezolvat. A închis șahul, practic. Da, a rezolvat șahul. Cum spunea Ciprian, e ultimul trofeu care îi lipsea și probabil din ambiție a dorit să-l cucerească și pe acesta și pare că nu a avut prea mare emoții. Și odată cu acest trofeu s-a calificat la turneul candidaților, în care 8 dintre cei 8 participanți de la turneul candidaților se vor lupta pentru un loc care va reprezenta challengerul la titlul mondial. Magnus deocamdată nu a anunțat că va participa. El a spus chiar că intenția lui este să nu participe, da, la turneul candidaților. Zvonurile spun că el de fapt nu va participa, așadar exact. Practic locurile 2, 3 și 4 de la această cupă mondială vor fi calificate automat la... Așadar, inclusiv Pragnananda, bineînțeles, el oricum, qualified for the candidates. Indiferent de decizia lui Magnus, Prag oricum e deja calificat, dar ceilalți stăteau în dubiu, așadar probabil și locul 4, Nijada Basov, probabil va fi și el calificat. One last question about Prague. Yes. Are you going to coach him for the candidates? Yes, in fact, like we have already started the discussions how we are going to approach the candidates, because we didn't expect it to happen so soon. Probably we thought maybe next year or the following year this is we'll be in this situation, but he having come to the finals, we are already there. And we are just 8 months away from the candidates. It's going to happen in Canada in April. So we are planning, like we are going to form a small team which can help Prague. So he would, we have to identify in which areas he would need help, identify the people who can contribute accordingly, and also get the technological help as well. So we have to focus on his fitness, the physical fitness, the mental fitness, having a team to train him, and also all the hardware that he would require. So we have to quickly assemble all this probably in the next 15 days or so, and then we should start our preparations. I have many questions about how you are going to prepare for such an event, about how the top players prepare for such an event. I understand that they are using these days, nowadays, they are using the artificial intelligence, yes, programs to yes, we do. Learn about new openings, yeah, innovations. Yeah, so at the top level, like most of the preparation is happening with the help of very powerful computers. And this is something which most players keep in confidence, and not much information is coming forth. But we have experienced Vishwanathan Anand, who is always available for us. So every time Prague is going to play in a big competition, I normally talk to Anand and get his help. Like he guides us in what we should be doing, how we should be doing. And he also time to time recommends players with whom Prague can train with. And when we identify a particular problem, so this is a problem we need to sort, then he comes up with names which we can work with. And yeah, so there is a good synchronization between Anand, who has the experience, and he is willing to share that experience with the young generation. So we are not completely at a loss, and we don't have to reinvent everything ourselves. He has been there and is willing to share the knowledge with us. Și fiindcă am vorbit de pregătirea pe motoare de șah, vreau să vorbesc, să-l întreb acum pe Cătălin, cum se desfășoară acest proces de pregătire cu ajutorul calculatorului? Și îi rog pe colegi să dea imagini chiar din pregătirile cu juniorii români. O să vorbim intens și despre acest lucru, dar acum asta aș fi vrut să te întreb pe tine. Cum se desfășoară acest proces de pregătire pe bază de motor de șah, eventual inteligență artificială? Partea de motor de analiză o folosim mai ales în prima parte a partidei, în deschidere. Dintre foarte multe lucruri pe care le-am putut învăța din experiența cu idolul meu în materie de antrenorat, domnul Rameș, am înțeles și faptul că deschiderea este doar o mică parte din bagajul informațional pe care trebuie să-l posede un copil și mai ales până la nivel de maestru internațional, accentul ar trebui să cadă pe celelalte componente ale pregătirii. Deci cumva
chiar și această viziune pe care aveam asupra șahului începe încet încet să se schimbe. Da, eu obișnuiam să acord foarte mare importanță pregătirii specifice adversarului, să găsesc cât mai multe informații, o muncă de detectiv, să găsesc conturi pe internet unde jucau, să aflu ce deschide joacă, ce stiluri s-ar potrivi, să încerc să anticipez. Dar am înțeles că pentru călătoria în lumea șahului către titlul de mare maestru înseamnă mai mult decât niște simple reușite pe parcurs și astfel pregătirea trebuie să se focuseze mai puțin pe succese aduse facil de o pregătire la adversar și mai mult pe o pregătire pe termen mediu și lung, în care deschiderea și jocul de mijloc să capete prioritate. O întrebare pentru Alin. Alin, tu ești fost campion național, ești mare maestru. Spune-mi cum se desfășura pregătirea ta în momentul în care erai jucător activ. Pe vremea pe când eram eu junior, practic n-am avut, din păcate pentru mine, oportunitatea de a lucra cu asemenea antrenori. Desigur, ce se putea în vremea respectivă, erau anii, să zicem, 90, tehnologia nu era deloc dezvoltată, deci automat și această latură a computerelor nu prea avea niciun rol în pregătire, așadar era o bucurie de câte ori făceam rost de o carte tipărită, orice fel de carte erau suficient de bune și erau destule informații pe care le puteam învăța de acolo. Așadar, în principiu, în afară de primii mei antrenori care m-au îndrumat în carieră, nu am avut ocazia să lucrez, de exemplu, cu niciun mare maestru antrenor. Cu toate astea am reușit niște performanțe, dar a contat foarte mult faptul că lucram extrem de mult de unul singur acasă, ceea ce încearcă și domnul Rameș să-i convingă pe copiii noștri pe care îi pregătește că, în realitate, aproximativ 10% din ce le explică el va conta și îi va ghida către direcția potrivită, dar diferența o va face cel care lucrează mai mult acasă și lucrează corect și concentrat. Deci, până la urmă, asta am avut cumva o, să zicem, o întărire a acestei păreri personale pe care mi-am creat-o eu din propria experiență, dar mă bucur că a coincis cu ceea ce spune domnul Rameș. Eu, la foștii mei elevi, întotdeauna încercam să le induc această idee de a munci cât mai mult acasă singur, dar se pare că noi românii cumva nu am reușit să fim atât de convingători pe cum este domnul Rameș cu copiii actuali cu care lucrează. Aș vrea totuși să ajungem și la subiectul principal, tema principală a acestei emisiuni, și anume colaborarea domnului Rameș cu șahul românesc. Spune-ne, Alin, despre proiectul pe care tu l-ai inițiat și pe care tu împreună cu Cătălin l-ați implementat și totul de cum v-a venit ideea și cum ați reușit să-l aduceți pe domnul Rameș aici. Din câte mi-aduc eu aminte, în 2017 discutam cu Cătălin despre necesitatea de a aduce un antrenor foarte bun cu copii în țară și să învețe nu doar pe copii, pentru că aceste lucruri ar trece, generația s-ar schimba și nu am rămâne cu nimic, ci un antrenor care să poată să șeruiască informația sau metodele, mai bine zis, pe care dânsul le utilizează în pregătire, să le împărtășească și antrenorilor români. Și de aceea, cumva, fără să spunem niciun nume, cumva am ajuns la același nume comun, eu și Cătălin, când discutam acest lucru, și anume domnul Rameș de față aici. Și tocmai de aceea ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună. Desigur, noi am propus această idee către conducerea federației din acel moment, dar evident, cum probabil toată lumea bănuiește, orice proiect de acest nivel necesită și niște fonduri suficient de mari pe care în acea vreme nu am reușit să le obținem, așadar nu s-a putut pur și simplu implementa un asemenea proiect de asemenea învergură în acele vremuri, iar cu prima ocazie în care acum 2 ani, cum știe lumea, s-a făcut o mică schimbare în vârful federației, așadar am venit noi cu forțe proaspete și evident și forțe financiare care ne ajută să ne punem în valoare ideile pe care le avem. Am avut susținere totală în colegiul și în colegiul de antrenori și în consiliul director al federației.
a fost propunerea mea. Desigur, eu eram cu ea deja de mulți ani în minte și abia așteptam să vină ocazia în care să putem să o și implementăm. Toată lumea a fost încântată de ideea pe care am propus-o și sperăm ca în viitorii ani să se și vadă roadele acestei munci pe care am început-o în acest an cu domnul Rameș. Voi deja v-ați făcut așa cumva încălzirea organizând an de an un cantonament al celor mai buni juniori din țară la Eforie. Exact. Acolo unde a fost și unul dintre cantonamentele cu domnul Rameș. Avem chiar imagini de la cantonamentul din Eforie. Vor curge pe ecran imediat. Aș vrea să ne spui acum cum ați reușit efectiv să-l convingeți pe domnul Rameș să vină aici. Păi, practic, acest proiect despre care ați pomenit a început de acum 10 ani, tot cumva în ideea a mea și a domnului Corneliu Pașcălău, unul dintre primii mei antrenori care m-a lansat practic în carieră. Și coautor al cărților pe care exact, le-ați scos. A fost o idee de-a noastră cumva să încercăm să oferim copiilor din ziua de azi ceea ce eu personal știam că nu am avut. Iată în imagini cum... și cantonamentul din Eforie și îl avem în dreapta jos pe Cătălin, care a participat la fiecare antrenament și l-a asistat pe domnul Rameș și a explicat copiilor acolo unde era cazul, pentru că domnul Rameș ține aceste cursuri în limba engleză. Copiii sunt mici, începând de la 8 ani, avem de la 8, sunt 15 copii, cei mai buni de la categoriile lor de vârstă. Și iată-l pe Cătălin, cum le traduce, dacă e cazul. Cătălin, spune-ne cum se desfășoară un curs. Am tot schimbat, ne-am adaptat la fiecare cantonament. Dacă prima oară se făcea o traducere din engleză în română și dacă era nevoie una chiar și din română în română, din punct de vedere tehnic, acum am ajuns la varianta încât eu să încerc să scriu un timp real în română, ceea ce dânsul prezintă în engleză. Și acolo unde mai sunt probleme de înțelegere, m-am înconjurat de acei copii și ei, dacă cumva nu înțeleg, automat se uită pe calculator, ceea ce se întâmplă. Dar sunt bucuros că marea majoritate au înțeles importanța limbii engleze și dacă unii deja de la început vorbeau foarte bine, pot vedea îmbunătățiri și pe acest palier la copii. Să fac un scurt rezumat. Este vorba așadar de o colaborare între domnul Rameș, cel mai de succes antrenor de juniori din lume, și o echipă de 15 dintre cei mai buni copii români la șah. Este vorba de 6 cantonamente de câte o săptămână, desfășurate pe un an întreg, nu? Pe exact. 2023. Și am ajuns la cantonamentul numărul... Este al 4-lea, acum în plină desfășurare. În plină desfășurare. Cred că astăzi a fost a 4-a zi din pregătire, așadar mai au copii încă 3 zile de pregătire intensă, au minim 6 ore de pregătire pe zi, o sesiune de dimineață, o pauză de prânz, apoi urmează o nouă sesiune de pregătire, așadar este, cred că, destul de dificil și pentru ei, dar mă gândesc că deja fiind a patra sesiune de pregătire, ei deja sunt obișnuiți la asemenea efort. Cu siguranță, în prima vizită a domnului antrenor, au avut cu toții mari probleme, mai ales după prima zi de pregătire intensă de 6 ore, deja erau leșinați cu toți. Acum deja am văzut că sunt energici și după antrenament abia așteaptă să mai țopăie, să mai joace un blitz, să mai bată o minge și așa mai departe. Deci e o îmbunătățire și din punctul acesta de vedere pentru ei. Mr. Rameș, please tell us about what we are seeing here. Tell us about your work with the Romanian children. What's your impression? Yeah, it has been amazing so far. So last year when the Chess Olympiad was happening in India, in Chennai, TV from the Romanian Federation, they had approached me and asked like, would I be interested to create a plan and train the young children in Romania? And I was very excited because most of my students have been from Indian background and I could relate to them and my training methods have been largely successful with the Indian players.
So I was also curious to know whether my training methods will be effective with the children from other cultures, other countries. So when I got this opportunity, I readily agreed. And we have had a few camps already with around 15 children. We have been working with the same set of students once in 2 months, and each of these camps go for 7 days. And these camps are happening kind of residential. So most of the players, they are coming and staying in the place with their parents. And from morning till the evening, we are having these intense training sessions. So initially, like, there was some challenges, I would say, because the kind of intense effort, most of the children, they have not been used to sitting for such long hours in training. So usually they are probably training for 1 or 2 hours at a stretch. And only while playing in a tournament, they are used to sitting for long hours. So in India, we are very used to sitting for like 3-4 hours for one session and do intense work. So that was quite new for and slightly difficult for some of the children. So that is the first challenge we had to overcome. And I should also appreciate the efforts of trainers like Kathleen and Mr. Alin. They have also made sure like the stay, the accommodation, the food, and also the training area. Everywhere we had a fantastic infrastructure, so there were no issues. And we also had trainers, other trainers who were attending these sessions, because I suggested to the Federation that it's very important for Romania to have their own trainers who can speak the local language and train with their children, because I'm coming from a different country and speaking a different language, not every children could be able to relate to everything I say. So there were many trainers who were also participating, taking notes, and we were having very interesting discussions after these training sessions. And they also were sharing their feedback, because most of them have worked with these children, so they know them better. So they were sharing their experience and knowledge with me, which was very useful. Yeah, so right now we are trying to create a young generation of children from Romania who can be the world beaters probably in like 5 to 10 years from now. So we are trying to create some very young grandmasters. That's what I'm very interested in. If we can create grandmasters at the age of probably like 14 to 16 years, if not younger. So that's what I'm really trying to achieve here. And the children are understanding that they have to put a lot of effort in their training. And they are responding very well, I believe. Initially, like there were some children who were not able to handle the workload and the intense training, so it was quite difficult for them. But whenever I realized this, noticed this, I tell Kathleen to reach out to those children, and we try to have some discussions with these children and try to explain what we are trying to achieve and the importance of doing this training. Because the training will not be very easy on the children, so they have to really put a very good effort to learn. So they're also taking notes when they're attending the sessions, and probably we'll be having in one of the coming days a competition to see how well they have absorbed these principles and so on. Yeah, but overall, like with each camp progressing, I'm seeing a very positive change from the children. They are adapting to these training methods, and the results will be shown visible in the months to come. Let's hear from the children. Let's hear about their impressions. Copiii, voi sunteți printre cei mai buni șahiști la vârsta voastră din țară și faceți șah cu domnul Rameș deja de la începutul anului. V-ați făcut o impresie despre cum sunt cantonamentele astea și cum ați evoluat voi. Spune-mi ce impresie ai și cum a evoluat jocul tău în această perioadă. Eu cred că a fost o experiență foarte plăcută. De-abia aștept, după ce sunt în cantonamentul ăsta, de-abia aștept pe următorul. Toți copiii ar merita așa ceva, pentru că toți ar trebui să aibă șansa să devină așa de buni. Performanța mea, am reușit să joc destul de bine față de cum jucam înainte. Joc mult mai precis, mult mai rapid ca să nu mai am criză de timp. Și în jocul de mijloc, final, deschideri, totul, după părerea mea, este îmbunătățit. Aceste cantonamente cu domnul Rameș, cred că am învățat foarte multe din ele. De exemplu, la rezolvatul exercițiilor, cât și la joc. Mi-am îmbunătățit mult jocul, așa,
cred. M-am îmbunătățit mult la finaluri și să calculez mai mult, la strategie, la tot. A fost o experiență foarte frumoasă. M-am îmbunătățit în toate felurile, strategic, tactic. Am crescut și 300 de puncte, am făcut aproape la 1900. Atât. Eu m-am îmbunătățit la toate criteriile și am crescut vreo 200 de puncte și chiar mi-a plăcut să fac cu domnul Rameș. În primele cantonamente mi s-a părut mai greu, dar m-am obișnuit cu noul stil de antrenamente și că trebuie să muncim mai mult pentru a obține mai multe performanțe. Am învățat mai multe tipuri de finaluri și lucruri care nu ne plac pentru că sunt necesare ca să ne dezvoltăm. Mie mi-a plăcut foarte mult, simt că am evoluat foarte mult și are un stil de predare mai diferit față de alte antrenori pe care eu am avut, așa că cumva a trebuit să mă adaptez la acest stil și am învățat foarte multe de la el. Este un cantonament foarte frumos și toate celelalte cantonamente au fost excepționale. Stilul dumnealui de predare, prin care face asociații cu tot ce este în jurul nostru, cu înghețata, cu un om sărman, cu o maimuță, ne face să prindem toate principiile șahului mult mai ușor și acum cred că dacă ne întreabă cineva trebuie să le spunem așa într-o secundă. Cred că stilul meu de joc și toate partidele mele s-au îmbunătățit de când fac cu domnul Rameș și mă bucur foarte mult că am această ocazie de a mă antrena cu el timp de un an. Mi se pare că eu am mai evoluat la calcul și la strategie, ceea ce mi se pare destul de bine. Eu m-am îmbunătățit tactica și mai ales studiile și le rămân recunoscător federației pentru asta. Eu am evoluat ceva în ultima vreme și cred că am evoluat mai mult în calcul și mai ales în finaluri și mi-au plăcut și studiile foarte mult. Domnul Rameș este un jucător complet în toate ariile șahului și ne poate învăța orice vrem noi. Ce ne-a învățat până acum este ceva ce nu ne poate învăța oricine. Mulțumesc foarte mult federației pentru locul acesta. Sunt foarte recunoscător. So we've seen the impressions from the kids. They are very pleased about being here, about doing these camps with you. So what are your impressions about the Romanian children in your experience working with children from India, from Norway also? I understand that the yes. Norwegian Federation has a similar arrangement with you. So please tell us more. Yeah, so as I mentioned, I have a lot of experience working with children from India, and that's where most of my training activities has been happening. But in the last year or two, I have started working, as you mentioned, with the Romanian Federation and also with the Norwegian Federation. And I also have many students in the US and in other countries in Europe as well. So my experience in Romania, like, very positive. I would say first thing that impressed me most is, one, the dedication and the interest, a lot of initiative that is being taken by the Romanian Federation, the people involved, Gabriel, Aline, Cătălin, TB, all of them, they have a very high vision for the country. They want to make Romania the number one chess-playing nation in Europe. And we have had many discussions. Even before we started these training camps, I've come to Romania and to Mamaia. We had a lot of discussions with the federation officials. And I was very impressed. Like, they genuinely love chess and they want to do something good for their country. So that's the first thing that impressed me. And then when I suggested some plans, like we need to have intense training program, and this could be for 1 week duration, and we probably like see 6 to 8 hours of chess every day, and it's not going to be easy for the children and the parents, and it probably will not be easy to bring them all in one place, because they may have to go to school, they may have to go for competitions. So how do we bring everyone in one place? So I was not very convinced that most of the children will be able to attend all the sessions. But what I have seen is, like, they have scheduled everything well in advance. They have explained to the parents that what is expected of them, that it will be good if all the children can attend all these sessions. And so far, like,
it's very close to 100% attendance. Like except in one or two instances, all the children are attending all the sessions, which is, in my view, very important. And as a result, the children are able to adapt to this kind of intense training quickly. And already, like in this session, in this camp which we are having right now, I'm extremely satisfied with the response of the children. So the children are learning how to concentrate better, because earlier it was not easy for them to keep good concentration for a longer period of time. So they were able to concentrate for a few seconds, maybe 1 or 2 minutes, and then they take a decision. So I try to teach them, like, it's very important to keep the concentration longer. And once you come up with some ideas, try to be objective about it. And you should also be interested to see, like, if there is something wrong with your analysis, we should be able to go back and make the corrections and so on. So basically, it is a tedious, long process in which they need to have very good concentration. And initially, the children were having difficulty, but they quickly adapted. And that's what I keep telling everyone. It's very easy to teach the children the difficult things because they are very eager to learn. They are very ambitious. And if we can guide them in the right direction, I think they'll be amazing players in the future. Cătăline, tu ai asistat la toate cursurile, așa cum spuneam, i-ai ajutat pe copii, l-ai asistat și pe domnul Rameș, l-ai ajutat în predarea cursurilor. Avem în acest grup de copii, există 2 campioni mondiali, există medaliați europeni, ultima medalie cucerită de România la nivel de juniori a venit de la Sara, care face parte tot din acest grup, vicecampioană europeană de juniori la șah pe echipe, la 12 ani. Spune-ne mai multe despre acest grup de copii și cum răspund ei acestor cursuri. Dincolo, deja din capul locului, aș vrea să precizez că dincolo de faptul că acești 15 copii sunt beneficiari direct ai educației șahiste oferite de domnul Rameș, toate aceste materiale rămân scrise. De asemenea, după primele 2 cantonamente, am făcut un curs în cadrul cursului de perfecționare organizat de federație. Eu am prezentat metodele domnului Rameș, iar Ciprianan metodele domnului Sokolov. Deci, practic, aceste informații rămân și încercăm să le transmitem și celorlalți antrenori. Probabil, la sfârșitul celor 6 cantonamente, vom face același lucru. Deci, există și beneficiari indirecți în România, atât la nivel de antrenori, cât și la nivel de copii. Așa cum ați gândit încă de la început, este un proiect pe termen lung, pe care l-ați gândit pe termen lung, pentru creșterea șahului românesc. Nu numai pentru acest grup de copii. Da. Deci acești 15 copii inițial erau între 8 și 14 ani. Ok, unii au mai împlinit 15 ani, sunt cei mai buni la grupele lor de vârstă, dar insist pe acest lucru. Deci întreg șahul românesc va beneficia de pe urma antrenamentelor cu dânsul. De asemenea, ce m-a uimit foarte mult, importanța pe care o acordă pregătirii psihologice, atât ca și modalitate de a preda acele cunoștințe, cât și pregătirea atât de puternică din punct de vedere mental pe care au toți indienii și încearcă să le oferă și alor noștri, momentul optim, adică eu personal nu puneam problema care ar fi un moment optim să le prezint acele cunoștințe copiilor. Și inclusiv la ultima cupă mondială, comentatorii au rămas impresionați de cât de puternici sunt indienii. Ei cu 2-3 secunde pe ceas păreau atât de calmi și luau deciziile cele mai bune. Nu se vedea niciun fel de agitație, totul părea foarte normal pentru ei. Nu puteai să citești după ce au terminat partida dacă au câștigat sau pierdut, deci de un calm incredibil. Și acest lucru îl are și dânsul și încearcă din ce în ce mai mult să-l transmită și copiilor. Și acel hard work pe care insistă, acea muncă temeinică, o
copiii încep din ce în ce mai bine să se adapteze la așa ceva și pot să văd comparație, disponibilitatea la efort între acești copii care au înțeles cu adevărat ce înseamnă muncă temenică. Eu lucrez și cu alți copii și încerc și acelora să le insuflu această dorință, fiindcă, așa cum preciza și Alin, în ultima instanță rolul antrenorului 10-20%, restul depinde de copii, de cum se vor pregăti individual. De asemenea, el ne oferă și exact ceea ce trebuie să facă copiii individual. E foarte interesat și de această componentă, de interacțiunea cu părinții, de asemenea. Ca un întreg angrenaj, suntem ca o familie în care fiecare are rolul bine definit. Chiar voiam să-l întreb pe domnul Rameș, pentru că am observat și eu că acordă o importanță foarte mare inclusiv lucrului cu părinții. Are cursuri pentru părinți. You are also giving very much importance to the parents in this whole process. Please tell us about this. Yeah, it's extremely important in my view that there is good understanding between the trainers, the players, and the parents, because these are the three main people involved in this journey when we are trying to make champions out of young children. So the children are spending most of the time with their parents, and the kind of feedback, the approach of the parents towards the children's chess journey is extremely important. Because I have seen, like, most of the parents, they don't have a chess background. So they come up with solutions which they think will help their children grow faster in chess, but sometimes it can actually do the opposite. Instead of going in the right direction, sometimes it can be misleading as well. So I make it a point to have a lot of interactions with the parents and try to kind of educate them, like, what will be the ideal approach in this process. So it is very important for the children that they should feel competent and extremely confident about their capabilities. They should feel, I am good, I am getting better, and I can be very strong in the future. And if they have a lot of self-doubts in this process, then the whole thing will not work out in the way it should. So it is very important for the elders who are interacting with the children, especially the parents and the trainers, that we don't use too much negative criticism, we don't give too much negative feedback when things go wrong, which they will, because the children are just learning the game and they are trying to get better. So they have not learnt everything. So they're not very strong yet. So they will be making many mistakes. And if we lose patience and start giving negative feedback to the children when things go wrong, then the children will lose the ability to take risks and trust themselves in taking decisions. So they will get a lot of doubts. Maybe what I'm doing is not the right thing. Maybe I'm not as good as I thought I was. So once these kind of thoughts come in, then their learning process will not be very efficient. So it is very important, like, when I talk to the parents, I try to tell them, like, they have to use very positive, encouraging words, language when they talk to the children. And if the children realize that my parents believe me, my parents trust me, they are there for me, it will be a very strong pillar of support for the children. So that will give them a lot of mental strength, which they can use when they play in chess. We are fast approaching the end of the show. Minutes are flying. Please give us the most important piece of advice for children that are aiming high performance in chess, but not only in chess, in whatever they are trying to achieve. Yeah, how I see is, like, every child in the world, irrespective of where they are born, they are very special beings. They are highly intelligent, competent, and if they are nurtured well, they can be champions in whatever they put their mind to. But for this, it is also important we tell the young children that whatever they wish to achieve in their life, they have to deserve it. They have to earn it through their hard work. So they should not simply wish for something to happen and expect others to get the job done for them. So they have to be ready to pay the price. In the sense, they have to work hard. They have to be very interested in learning in whatever they wish to achieve. If someone wants to be a very good student in the school, then they have to pay attention when the teachers are teaching them.
They have to understand what is being taught. They have to think about it. And if they don't understand something, they should ask, reach out for help. And that is where the teachers and elders come in. So they have to work very hard, and they should believe whatever they don't know yet, they can learn it if they put a good effort at learning. So I think when the children are young, instead of focusing directly on getting the results which they want to achieve eventually, they should go through a process of learning, and the learning process will be very good when they put a good effort. So they have to put a good effort at learning, and that will make them very strong in whatever field they want to be, and success will be theirs. That's great. Alin, spuneai despre acest proiect pe care l-ați gândit voi încă de acum câțiva ani și pe care ați început să-l implementați. Domnul Rameș este doar o piesă din acest puzzle. Avem un alt mare nume implicat la nivel de lot național de seniori, domnul Sokolov, marele maestru Sokolov. Spune-ne despre numele uriașe care au venit, pe care le-ați adus în șahul românesc și practic, ajută la creșterea lui. Ivan Sokolov este celălalt nume uriaș din lumea mondială a șahului. E bine cunoscut, mai ales de anul trecut, când a reușit cu echipa Uzbekistanului să câștige Olimpiada desfășurată la Chennai, iar domnul Rameș a fost antrenorul echipei Indiei, dar nu cea principală, ci cea de juniori, iar el cu o echipă construită doar din juniori, care majoritatea dintre ei au fost și sau sunt încă elevii dânsului, a reușit să obțină medalia de bronz, așadar, iar Ivan Sokolov a reușit același lucru cu juniori din Uzbekistan, ceea ce a fost un lucru incredibil și de aceea și el a acceptat challenge-ul de care spunea și domnul Rameș, să vină într-o altă țară și să vadă dacă poate să replice succesele pe care le-a obținut în trecut sau în trecutul mai apropiat. Și așadar antrenează naționala el acum de seniori. Este, da, în principal este antrenorul și selecționerul echipei naționale de seniori, dar în același timp noi am pornit cu el un proiect în paralel și pentru juniori. Cei care sunt mai mari decât aceștia pregătiți de domnul Rameș sunt într-un alt program de pregătire, oarecum similar cu ceea ce se întâmplă cu cei mici. Așadar, și ei, la rândul lor, beneficiază de o serie de cantonamente pe care le desfășoară cu domnul Ivan Sokolov. Așadar, aș zice că viitorul sună bine și sperăm ca în cât mai puțini ani să vedem niște rezultate palpabile, astfel încât să ne încurajeze și pe noi să mergem mai departe în direcția pe care o considerăm noi potrivită. Iar în echipa națională de seniori îl avem acum pe Raport, Richard Raport, maghiarul din top 20 mondial, a fost și în top 5. În top, da, top 5, exact. Top 10. Îl avem pe Bogdan Deac, care de asemenea și-a propus să ajungă să lupte la titlul mondial. Exact, cum spunea și domnul Rameș, Deac este unul dintre copiii care a pornit, se pare corect, de mic el și-a impus că dorește să ajungă un campion mondial, ceea ce se pare că era și recomandarea lui Rameș, deci să sperăm că e pe drumul bun. Deocamdată pare că da, a atins rangul de 2700 ELO, ceea ce a ajuns practic să-l pună cumva în lumina reflectoarelor și toată lumea este deja îl urmărește. Așadar, avem o echipă națională foarte competitivă și este foarte posibil să ne luptăm pentru medalii la campionatul european pe echipe care se va desfășura la sfârșitul acestui an. Așadar, poate vom avea niște rezultate încurajatoare. Și la nivel de juniori urmează acum marele competiții, campionat european, mondial, așa că e posibil să avem medalii chiar din acest grup al... Ar fi fantastic să apară niște rezultate care cumva să ne dea încredere să mergem și mai departe, dar sigur, ca orice proiect care e gândit pe termen lung, nu acesta este neapărat scopul principal, ca încă din primul an să vedem și rezultatele. Nu va fi nicio tragedie dacă nu se întâmplă acest lucru. Ar fi bine, evident, pentru toată lumea. Ne-am bucurat cu toții, dar nu e o tragedie. Noi oricum vrem să continuăm acest proiect. Deci nu există această presiune a rezultatelor, cum este în fotbal, de exemplu. Exact. Nu e nicio presiune nici pentru copii, nici pentru părinți, nici pentru antrenori.
Sigur, ne-am dorit să se întâmple ceva, dar dacă nu, noi oricum dorim să continuăm acest proiect și astfel încât rezultatele cu adevărat valoroase, cum spunea și domnul Rameș, un mare maestru a apărut până în vârsta de 14-15 ani român, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Ultimul a fost Bogdan Deac, sigur, el este cumva o excepție, nu este rodul unui sistem bine organizat care să fi dus la un asemenea. Ca și în alte sporturi, de altfel, cum se mai întâmplă din când în când, avem vârfuri care cumva ies din... Dar pe cont propriu, practic, se întâmplă. Am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, Mr. Rameș, thank you for coming. Thank you for everything that you are doing for the Romanian chess. My pleasure. Let's hope we'll hear more from you, maybe at the next camp. Definitely. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii InfoSport. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!